populația României. Sunt Cristi, sunt nou alpinist utilitar în 2014. Vă mulțumesc că m-ați ales pe mine. Ce pot să vă spun? Nu să fiți dezamăgiți de serviciile mele, dar nici ieftin. Deci în ce condiții lucrați, domnul Cristi? În condiții ilegale. Cum ilegale? Adică nu am carte de muncă, lucrez la negru. Ce pot să vă zic? Este că am nevoie de o carte de muncă pentru... Vă rugăm frumos, nu mai mințiți. Eu vreau să vă zic că munciți în condiții de ploaie. Și în condiții inadmisibile de locul de muncă. Unde suntem, domnul Cristi, aici? Într-un beci, într-un puț. Așa? În cadă lume, deoarece deci recuperăm două cadavre. Asta ce e? Un puț? E lumina scoarelui. Nu știu asta să mai vedem. Câte etaje sunt? 7. 7 etaje? Da. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 etaje pe aici. 8 etaje? Și ce avem aici? Molos. Și ce, pe ce stăm? Pămoloz. Nu mă, zici tu, platformă. Dă-mă toate detaliile tehnice. Ce avem de făcut aici? Avem eliminarea microbilor. Dragă nevastă,
Ție nu-ți dau nimic pentru că toată viața m-ai înșelat. Copiilor, dacă mă îngroapă în spatele casei, iau șansă să câștige și ei, bineînțeles, bicicleta, băiatul, și fata, trotineta. Restul, până mor, vreau să vând, să-mi trăiesc viața. Așa. Tată, socrule, mă bucur că ai murit, să se iei țărână ușoară, că datorită ție n-am avut nimic. Că ai lăsat ufita și eu sunt un băduche. I-ai lăsat tata averea, să te trec, și stau la mine aici. Așa. Mulțumesc regizorului pentru cea mai bună imagine. Mulțumesc cameramanului pentru... Acțiunea care a avut față de mine. Mulțumesc celor cu lumina, că mă orbește. Luminiștii ăștia. Da? Așa. Deci, celorlalți unde rărăsesem. Mulțumesc familiei că m-a susținut și nu m-a dat în stradă atunci când a fost mai greu. Așa, da. Mulțumesc familiei că m-a înțeles că banii mei trebuia să duci pe curve. Și familie. Mulțumesc copiilor că au luptat de foame, da. Și că s-au mulțumit cu pâine și cu sate. Și pentru asta vreau să vă rog și să mă ascultați bine. Nevestei mele o iubesc în așa fel încât dacă unul dintre noi de moare, eu nu mă mai spăr. Never. Câte etaje ai urcat, domnul Cristi? 7 etaje. 7 etaje? 7 etaje, maestră. În ce condiții, maestră? Grele. Ce fel de condiții? Pline de praf? Da. Mizerie? Da. Umiditate crescută? Da. Ciuperci? Da. Marihuana? Olera. Olera? Marihuana? Da. Da? Da. Dacă-ți dau o mână. Dă-mi păci. Stai să se mețin. Așa urci, hai țin. Să mă rămână mama dacă mai vedem ceva. Iată-mă, Cristi. Dacă nu sunt pe YouTube, pe Facebook, nu mai vreau. Îi vezi că ai o cărămidă în asta, de cea. Da, mă, nu mai da aici. Ce faci pe margine? Treci, hai, pșt. Lasă alea, mă, treci de acolo. Nu, că sunt legat. Bine, mă, bine, hai, pșt, broi. Zici că ești miner în pana, stai să-ți trag una-ntr-o.